Bună seara, sunt Suada Carcuchi și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Un șofer este cercetat pentru că după ce a provocat un accident l-a pus la volan pe pasagerul decedat ca să scape de pedeapsă. S-a întâmplat noaptea trecută la Ialoveni. După 9 ore la înălțime, bărbatul care a urcat ieri pe un stâlp electric din sectorul Râșcani a fost convins să coboare. Acesta a fost internat la Spitalul de Psihiatrie din capitală. Românii își aleg astăzi președintele. Este a treia zi de vot pentru diasporă, iar în țara noastră, până la această oră, la urne s-au prezentat peste 51.000 de alegători. Secțiile de votare se vor închide într-o oră. Iar în Franța și Italia, zeci de localități au fost inundate după ploile torențiale din ultimele zile. După ce a stat 9 ore la înălțime, bărbatul care a urcat ieri pe un stâlp de înaltă tensiune din sectorul Râșcani al capitalei s-a lăsat convins și a coborât și a fost coborât în siguranță de pompieri. Imediat acesta a fost preluat de medici și transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie, unde este internat și acum. Responsabilii instituției nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne spune în ce stare se află acesta. Înghețat și sleit de puteri, după ore în șir de discuții și intervenție continuă a salvatorilor, bărbatul s-a lăsat convins și a fost coborât cu ajutorul autoscării. Noi am fost trei persoane sus, dar prin intermediul stației radio a vorbit rudele apropiate. Noi l-am convins prin intermediul discuții amicale, o ceașcă de ceai, un alt încetior, l-am atras mai aproape și atunci l-am imobilizat în acelă și l-am evacuat de sus. Era dificil fiindcă era agresiv și într-o stare stresantă. Misiunea de intervenție a fost una extrem de dificilă, spun salvatorii. Este necesar de tratament continuu. Dar el a stat deja o dată în psihiatrie. Aparține decizia medicilor, iar în caz dacă este eliberat, așa este soarta salvatorilor. Sperăm că nu o să se mai repete sau să-l vedem din nou. După ce i s-a acordat primul ajutor, bărbatul a fost transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie din capitală. El va rămâne internat pentru tratament. Dânsul este bolnav psihic, recent a fost externat din Spitalul de Psihiatrie. În momentul în care deci punem pernă de salvare, deci în regiunea unde se află el la înălțime, dânsul se mută în altă parte. Vecinii bărbatului ne-au spus că acesta s-a îmbolnăvit în copilărie în urma unui accident. S-a manat de linii de 380 de volți, dar în orice caz băiat bun a fost. Tatăl lui întotdeauna, taxist profesional, l-a ajutat. L-au sunut și nu știu în ce stare și nu l-au adus la așa condiții. Responsabilii de la Spitalul Clinic de Psihiatrie nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne spune în ce stare se afla acum bărbatul. Din cauza acestui incident, ieri, pentru câteva ore, sectoarele Centru și Râșcani au rămas fără lumină. Potrivit datelor oferite de Union Fenosa, 9.000 de oameni au stat fără energie electrică, iar timp de o oră, troleibuzele au fost blocate în trafic. Un șofer este cercetat pentru că după ce a provocat un accident l-a pus la volan pe pasagerul decedat ca să scape de pedeapsă. S-a întâmplat noaptea trecută la Ialoveni. Șoferul în vârstă de 29 de ani ar fi pierdut controlul volanului și ar fi ajuns cu mașina într-un șanț. În urma impactului, pasagerul a murit pe loc. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Alte circumstanțe se stabilesc. Poți vedea ce s-a întâmplat pe glob în anul care a trecut într-o 140 de imagini. Cele mai bune fotografii de presă din întreaga lume au ajuns la Chișinău. Unde și până când le puteți vedea, vă spunem în câteva clipe. E ultima zi de vot pentru români la prezidențialele din acest an. Miza votului este mandatul de la Cotroceni, pentru care luptă președintele de până acum al României, Klaus Iohannis, și fostul premier român, Viorica Dăncilă. În țara noastră, până la această oră, la urne s-au prezentat peste 51.000 de alegători. Secțiile de votare se închid la ora 21, cu posibilitatea de prelungire până la miezul nopții. Am votat pentru o Românie modernă, o Românie europeană,
o Românie normală. Iohannis candidează pentru al doilea mandat de președinte al României. De origine germană, până ajunge șef de stat, el a fost primar de Sibiu, mandate repetate. Înainte de asta a activat ca profesor de fizică și inspector școlar. Contracandidatul acestuia este Viorica Dăncilă, premier picat în urma unei moțiuni de cenzură. Din 2009 până în 2018, Dăncilă a deținut două mandate succesive în Parlamentul European. Am votat pentru o Românie care să meargă înainte, nu înapoi, spre vremuri în care nu aveam drepturi, nu aveam libertăți, pentru că toată puterea era în mâinile unui singur om. Dacă pe teritoriul României astăzi se dă votul decisiv, românii din diaspora au avut 3 zile la dispoziție ca să-și exprime opțiunea. La Cimișlia, alegătorii au fost întâmpinați cu muzică românească. Și dorința bunei lor a fost tot așa, să fim o țară unită. Contăm că viitorul președinte într-adevăr o să ajute Basarabia ca să-și efectueze toate planurile de perspectivă de integrare europeană. Pentru România mare și pentru cea mică. Iar în Italia, de exemplu, moldovenii cu dublă cetățenie au trecut și peste inundații ca să ajungă la urne. Printre ei, fosta deputată în Parlamentul Moldovei, Valentina Cușnir. Procesul de vot din diaspora a fost colorat de o româncă stabilită în Spania, care a început să cânte în secția de votare piesa Acasă e România. Acasă e România, pădurea și zborul, e doina și vioara, eroi ce și-a văzut. Secțiile se închid la ora 21. Alertă de cod roșu în Italia după ce mai multe localități au fost inundate, plouă abundent și în Franța. Autoritățile au decretat stare de urgență în mai multe orașe din sud, printre care Cannes și Nisa. Furtuna extrem de violentă a perturbat traficul aerian și a închis circulația pe mai multe șosele. În Italia, ploile au făcut ravagii în nordul țării. Drumurile au fost acoperite de apă. Am înălțat quel ponte lì di un metro e mezzo. Sì. E veniva un po' d'acqua, ne veniva 20 centimetri. Adesso ne viene un metro e mezzo. Magazine și locuințe au fost inundate și unii oameni au făcut eforturi disperate pentru a scoate apa din case. În Franța, 2 oameni au dispărut, cel puțin 2 au fost răniți, iar sute de case inundate. Oamenii și-au lăsat locuințele și s-au adăpostit în locuri sigure. We were alerted by the city's crisis response unit at 7 a.m. this morning that the Gap River was starting to swell and we had to evacuate ASAP. Apele au mai început să se retragă din multe zone, dar condițiile rămân a fi periculoase, menționează autoritățile de acolo. O porțiune de autostradă de aproximativ 30 de metri s-a prăbușit în Italia. Un pezzo di viadotto. Che lavori. De vină ar fi fost solul care ar fi alunecat cu tot cu stâlpii de susținere. Un martor spune că viaductul s-ar fi prăbușit imediat după trecerea unei mașini de mare tonaj. A fost deschisă o anchetă, iar traficul a fost întrerupt. Acum mai bine de un an, la Genova și-au pierdut viața 43 de oameni după ce un viaduct s-a prăbușit. Un teribil accident s-a produs în această dimineață în raionul Criuleni, în urma căruia un bărbat a decedat, iar altul a ajuns la spital. Incidentul a avut loc la intrarea în satul Mășcăuț. Șoferul unui automobil Ford, în vârstă de 55 de ani, a fost lovit frontal de un alt vehicul condus de un bărbat de 33 de ani. Iar în urma impactului, acesta a murit pe loc. Pe marginea acestui caz a fost pornită o urmărire penală. Cele mai impresionante fotografii de presă din întreaga lume pot fi admirate la Chișinău. Evenimente politice, sociale, dar și calamități naturale care au avut loc în ultimul an au fost redate în imagini de fotografi și jurnaliști de pe tot globul. Primii vizitatori ai expoziției au fost surprinși de realismul acestora. În
această imagine apare președintele francez Emmanuel Macron de mână cu Donald Trump la prima sa vizită oficială în Statele Unite. Gestul de o intimitate exagerată a fost surprins de un jurnalist american înainte ca cei doi oficiali să poarte o discuție tensionată despre acordul nuclear din 2015. Cei care au pășit pragul Muzeului de Istorie din capitală au făcut un tur vizual al celor mai importante evenimente care s-au produs acum un an în toată lumea. Fiecare fotografie expusă aici are o istorie în spate. În cea de lângă mine, de exemplu, este surprinsă o casă abandonată în urma erupției vulcanului Fuego din Guatemala și a fost realizată de un fotograf italian. Niște fotografii impresionante, toate sunt, au mesaj anume. Am intrat neașteptat. Îmi place pictura, îmi place și fotografia, îmi place și muzica și teatru. Vizitatorii au fost impresionați de acuratețea cu care fotografii au surprins detalii pe care nu le vedem la televizor. Lucrări foarte interesante, foarte frumoase, care merită văzute. Sunt momente care nu toți le pot prinde. Mă captează în general temele abordate, teme sociale, teme politice și actualitatea lor. Sunt făcute de jurnaliști cu renume internaționale, deci vedem și unghiul de vedere al lor. Cam trist, dacă e sincer. Da. De ce tristă? Nu știu, cam... Probabil că ne arată realitatea zilelor noastre, dar, nu știu, copiilor nu prea le place. Văd o dramă, tragedie umană. Deci ceea ce la televizor este după cenzură, de obicei nu vezi în detalii. Deci este un stop cadru a unei probleme reale. Terorism. Este a treia oară când expoziția internațională Ord Press Photo ajunge la Chișinău. În acest an, juriul a avut de ales din 78.000 de fotografii realizate de jurnaliști și fotojurnaliști din 129 de țări ale lumii. Vizitatorii sunt așteptați la Muzeul de Istorie și Etnografie până pe data de 12 decembrie. Ca să fie liniștiți atunci când copiii nu le sunt acasă, părinții din țara noastră pot solicita un bodyguard pentru aceștia. Serviciul de alarmă funcționează în baza unei aplicații mobile. Fata iese singură din casă și poate să fie orice ce se întâmple și noi nu întotdeauna suntem alături. Mai multe despre acest serviciu vă spunem în jurnal. Postul șef al PCCOX, Nicolae Chitoru Agăș, va petrece următoarele 15 zile în penitenciarul numărul 13 din capitală. Asta deși Procuratura Anticorupție a solicitat un mandat de arestare pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată aseară după ce demersul procurorilor privind prelungirea arestului a fost analizat de judecătoria Chișinău cu sediu la Ciocana. Nicolae Chitoru Agăș a fost reținut acum 3 zile, fiind învinuit de îmbogățire ilicită. Acesta se declară nevinovat. Premierul Ion Chicu locuiește într-o vilă de tip duplex în orașul Durlești, pe care o împarte cu sora și cumnatul său. Și ministrul de interne, Pavel Voicu, are o vilă de toată frumusețea ridicată în perioada în care acesta exercita funcții publice, scrie ziarul de gardă. Iar ministrul economiei locuiește într-o casă aflată în construcție. Vila în care locuiește premierul are o suprafață de 155 de metri pătrați, construită între 2014-2015. Acolo locuiește și sora și cumnatul său. În fața casei premierului se află o cabină de pază, instalată de Serviciul de Securitate și Pază de Stat. Ministrul de Interne, Pavel Voicu, locuiește într-o vilă cu două etaje, la fel în Durlești. Imobilul a ajuns în proprietatea ministrului prin donație de la părinții săi, care locuiesc în satul Măcărești, raionul Ungheni. Părinții ministrului au cumpărat terenul pe care astăzi se înalță vila în anul 2007 de la Ion Stratulat, ex-polițistul împușcat în anul 2011 în urma unui conflict cu Șoltoianu, scrie ziarul de gardă. În perioada 2007-2012, timp în care oficial părinții lui Voicu construiau vila, actualul ministru al economiei a deținut mai multe funcții de conducere în poliție. Voicu le-a explicat jurnaliștilor că mama sa a lucrat 12 ani în Italia, iar el a muncit în România la o uzină metalurgică, ceea ce i-ar fi permis să strângă suficienți bani pentru construcția casei. Cât despre ministrul economiei Anatol Usatăi, acesta la fel locuiește într-o casă pe pământ. Construcția locuinței ar urma să fie terminată în viitorul apropiat. Aceasta se află în Chișinău. Potrivit ziarului de gardă, ministrul nu ar fi menționat în declarația sa de avere despre casa proaspăt construită. Usatăi a declarat pentru ziarul de gardă că terenul a fost procurat cu un an înainte de a veni în funcții publice, iar casa a construit-o înainte de a ajunge ministru al transporturilor.
Aproape 9 milioane de euro au cheltuit Turcii pentru reparația președinției, deși inițial se vorbea despre 7. Un raport al Curții de Conturi constată mai multe încălcări la raportarea cheltuielilor. Lucrările au costat în total, în sfârșit am aflat și noi, 8,9 milioane de euro, deci aproape nu din bugetul de stat. Milioane. Păi bani de la turci. Punctați. Ce am dat în schimb, nici acum n-am înțeles. Lorena, punctați, pentru că altfel trebuie să fie bani din bugetul de stat. Da, mai bine ar fi să știm ce le dăm în schimb, că nimic nu 9 milioane noi. De euro nu ți dă nimeni, așa pur și simplu ți aruncă. Adică, acum... adică românii pot să deie, dar turcii nu. Raportul arată că în acte sunt indicate doar sumele folosite pentru lucrări, nu și tipul acestora. Președintele susține că pentru asta Moldova nu a oferit nimic Turciei, deși opoziția i-a reproșat mereu că expulzarea profesorilor turci ar fi fost schimbul pentru banii investiți de Ankara. Cu un mandat internațional de arestare pe numele său, moldovean din Hâncești a fost reținut în Italia, fiind acuzat de abuz sexual asupra unei minore și instigare la suicid. Bărbatul de 43 de ani ar putea fi extradat și riscă 20 de ani de detenție. El a fost găsit și încătușat de oamenii legii, după ce s-a cazat la un hotel din Verona. Și copiii pot beneficia de pază de corp. O companie de securitate din Moldova și-a extins serviciile și pentru minori. Astfel, în caz de pericol, aceștia pot da alarma de pe o aplicație mobilă. Aceasta arată unde se află copilul, iar salvatorii vin în câteva minute. O alternativă mai puțin costisitoare sunt ceasurile inteligente. Fetița a ieșit din casă și a plecat singură la magazin. Văzând că nu se mai întoarce, mama copilei a alertat oamenii legii. Polițiștii au căutat-o câteva ore, iar în jurul orei 23 au găsit-o într-o gaură de canalizare descoperită. Ca să evite asemenea situații cum i s-a întâmplat acum câteva luni unei fetițe de 9 ani din Strășeni, părinții pot opta pentru un telefon de pe care micuții se dea alarma. Și nu vorbim de un apel obișnuit, ci de unul care să ajungă la bodyguards. Fata iese singură din casă și sunt... poate să fie orice să se întâmple și noi nu întotdeauna suntem alături și chiar dacă ești în oraș, poți să ne mirești în trafic. Ghidați de această idee, această familie din capitală a apelat la serviciile unei companii de pază, care să stea la dispoziția fiicei lor atunci când nu se simte în siguranță. Semnalul a fost trimis într-o secundă. Așa trebuie să alegi numărul, să-l cauți în memorie, fugi, de exemplu, cine știți ce poate să mai întâmple. Mai ales că, de curând, adolescenta de 16 ani a căzut pradă unei asemenea situații, fiind insultată de niște trecători din curtea blocului ei. Mă foarte сильно испугали, зашли за калитку и я сразу вызвала. Serviciul de alarmă funcționează pe seama unei aplicații mobile care, fiind conectată la internet, afișează locul unde se află victima, iar salvatorii ajung în câteva minute. Părintele semnează contractul, copilul este fotografiat și prezentat în cartela obiectului. Pe seama aceleași funcții de GPS lucrează și ceasurile inteligente. Cu ele nu puteți chema paza de corp, în schimb, părinții se pot asigura că piciul nu se abate de la drumul spre școală. Se instalează o aplicație în telefonul părintelui prin care el controlează ceasul. Adică poate să sune prin aplicație, poate să scrie un mesaj, poate să vadă și poza care a făcut-o de pe ceas. Camera nu mereu lucrează, camera lucrează doar atunci când părintele face poza. Din aplicația la fel. Mai mult de atât, copilul nu este notificat în niciun fel despre faptul că mama sau tatăl lui verifică în acel moment locul în care se află. Prețul diferă la fel de ce pot ceasurile și din ce carcasă este făcut. Ca de exemplu, ceasul dat este protejat și de apă, adică poate să se scalde cu el, să-l lovească mai tare și nu o să fie nimic. Aceste accesorii inteligente pot înlocui telefonul mobil. Ele funcționează cu ajutorul internetului. Au încorporate în interior o cartelă SIM care se conectează la un operator de telefonie mobilă. În așa mod devine disponibilă funcția de GPS care stabilește coordonatele purtătorului. O mare de steaguri și pancarte MOV au inundat centrul Parisului și al Romei. Mii de femei au manifestat împotriva violenței domestice. Ce le-au cerut autorităților, vedeți la știri. 5 adolescenți britanici au fost arestați după ce au rănit 7 polițiști. Aceștia i-au atacat într-un cinematograf cu niște cuțite folosite la tăiatul trestiei de zahăr.
Polițiștii au intervenit după ce au fost alertați despre prezența unor tineri înarmați în clădire. Nu se știe deocamdată de ce aceștia au intrat cu armele acolo. Adolescenții aveau între 13 și 19 ani. O navă ce transporta 14.000 de oi s-a răsturnat în apropiere de Constanța. La bord erau și 22 de persoane. Unul dintre marinari a ajuns la spital. Imediat după incident, autoritățile au început operațiunea de salvare a oilor. Deocamdată însă doar câteva au fost scoase vii din apă. Apelul de urgență a survenit la miezul zilei. În navă erau 14.600 de oi și 22 de marinari. Unul dintre ei s-a răsturnat după ce a căzut peste bord și a intrat în șoc hipotermic. El a fost dus la spital. Operațiunea de salvare a oilor pare să fie mult mai anevoioasă. Nu se știe până la această oră câte au rămas în viață și câte nu. Nava s-a dezechilibrat și s-a înclinat într-o parte. Autoritățile iau în calcul două cauze. Prima, că nava ar fi fost încărcată necorespunzător, iar a doua, că în zona în care nava s-a dezechilibrat, adâncimea să fi fost mică și din această cauză să fi eșuat. Un avion cu 18 pasageri la bord s-a prăbușit astăzi în estul Republicii Congo. Aproape toți călătorii ar fi murit în urma impactului, scrie presa străină. Accidentele aviatice sunt relativ frecvente în Congo din cauza standardelor de siguranță foarte permisive. Toate companiile aeriene din această țară au interdicție de a zbura în spațiul aerian al Uniunii Europene. La Roma și Paris au loc demonstrații împotriva violenței domestice. Mii de femei au mărșăluit pentru a cere autorităților să intervină și să oprească actele de agresiune la care sunt supuse. Manifestantele cer și un control mai strict al abuzurilor sexuale. O mare de steaguri și pancarte MOV cu mesaje împotriva violenței asupra femeilor a inundat centrul Parisului și cel al Romei. Le vittime della violenza domestica si chiudono in se stesse, si isolano, si abbattono, perdono l'autostima e i loro aguzzini fanno di tutto per farle sentire inferiori in modo che non possano difendersi. Femeile acuză autoritățile că în loc să se ocupe de prevenirea fenomenului, iau doar măsuri de înăsprire a pedepselor pentru agresori. I dati anche in Italia sono allarmanti, c'è un femminicidio ogni 72 ore. E i governi che si susseguono continuano a non riconoscere il problema. Unele dintre manifestanti au fost însoțite de partenerii lor. Non capiamo noi uomini che dobbiamo abbandonare un po' gli stereotipi. Potrivit presei străine, în Italia, zilnic 88 de femei sunt victime ale violenței, adică câte una la fiecare 15 minute. Cât despre Franța, activiștii pentru drepturile femeilor spun că numai în acest an 130 de femei au fost ucise de către partenerii lor. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează o ediție specială a știrilor Pro TV București. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă doresc o seară frumoasă!